Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul Victor Negrescu, europarlamentar PSD. Bună ziua, domnule Negrescu, și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunteți europarlamentarul care ocupă locul atribuit României după plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Care sunt prioritățile dumneavoastră pentru acest mandat? Ce v-ați propus mai exact? Da, acest nou mandat în Parlamentul European este o onoare pentru mine și o mare responsabilitate. Responsabilitate pentru că, de o parte, reprezentăm România acolo în Parlamentul European și am o serie de priorități legate de nevoia aceasta ca Europa să fie mai aproape de cetățeni. Politici în domeniul educației, în domeniul sănătății, cu alocări financiare adecvate pentru România și cu respectarea drepturilor pentru toți cetățenii europeni. Și de cealaltă parte, spun că este o mare responsabilitate pentru că eu cred că trebuie să fac un lucru esențial. Să fiu activ în ceea ce înseamnă aceste discuții între Uniunea Europeană și Marea Britanie și să fac tot posibilul, așa cum am făcut-o și în trecut când eram ministru, pentru a mă asigura că drepturile românilor din Marea Britanie vor fi păstrate așa cum sunt în prezent, pentru că vorbim acolo de un număr impresionant de români care se așteaptă din partea noastră să fim activi în a-i proteja. Și care își pun multe întrebări în perioada asta, foarte, că foarte e multe o perioadă întrebări. De tranziție. Știm că până la sfârșitul anului practic nu se va schimba mare lucru, dar corect, întrebarea vine ce se întâmplă după 2020. Corect. Da, avem aproape 500.000 de români care s-au înscris oficial în acel registru pentru dreptul de rezidență. Cred că e cel mai mare număr, nu? România suntem pe locul 3 ca și comunitate, dar vreau să vă spun că știu foarte mulți români care nu sunt în prezent înscriși în acest registru. Au șansa să o facă până în iunie anul viitor și trebuie să se înscrie cât mai repede, să-i convingem și să-i informăm cum să facă acest lucru. De aceea, în perioada următoare, împreună cu colegii de e-mail din Parlamentul României, am programat mai multe vizite, mai multe misiuni de lucru în Marea Britanie pentru a discuta cu românii de acolo, cu autoritățile, atât locale cât și cele naționale, pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă. Estimările neoficiale arată că ar fi vorba de aproape 800.000 de români, ceea ce e un număr impresionant și de aceea trebuie să fim prezenți, pentru că, da, deja au apărut discuții despre o legislație mai dură în ceea ce înseamnă accesul la muncă în Marea Britanie, în ceea ce înseamnă facilitățile pentru studenții europeni care învață în Marea Britanie. Adică sunt foarte mulți studenți români în Marea Britanie acolo. Da, vor avea dreptul să schimbe legile la un moment dat, dacă acest acord comercial nu prevede și aceste aspecte esențiale pentru noi, în ceea ce înseamnă oportunități egale pentru toți cetățenii europeni din Marea Britanie. Și da, cazul din Marea Britanie poate este un caz care este acum mai mult în evidență, dar sunt nenumărate spețe în statele membre și în afara zonei comunitare, unde noi trebuie să fim prezenți. Da? Pentru că eu cred că un europarlamentar are această cupolă, această capacitate, această da, responsabilitate de a se preocupa și în a veghea că drepturile tuturor cetățenilor europeni sunt în final respectate de toată lumea. Din ce comisii veți face parte în Parlamentul European? Voi activa în Comisia pentru Educație, Cultură și Media, apropo de jurnaliști și de interviu, dar partea de educație este esențială pentru că România poate profita de oportunitățile de finanțare disponibile în acest sens la nivel european, fie că vorbim de universitățile europene, fie că vorbim de fondurile de cercetare, fie că vorbim de fondurile pentru tineri. Programul Erasmus, de exemplu, este un program coordonat de această comisie, cel mai accesat program din România la nivel european. Avem cea de-a doua comisie este complementară cu partea de educație, se referă la buget, la Comisia pentru Buget, unde am fost membru și anterior, și avem discuțiile privind viitorul buget european. Iată, practic, zonele concrete, pentru că, așa cum a făcut de fiecare dată, eu cred că acțiunea mea, ca om politic, trebuie să fie cât mai precisă și, la final, să le prezint oamenilor ce am reușit să fac. Dacă în mandatul anterior, în doar 3 ani de mandat, am accesat proiecte pilot în valoare de 60 de milioane de euro pentru România, sper să facem și mai multe acum, pentru că oamenii au nevoie să vadă că Europa aduce bunăstare, aduce un plus într-un sens pozitiv pentru ei, acolo unde trăiesc ei, în viața lor de zi cu zi. Cât de stabilă este acum Uniunea Europeană? După plecarea Marii Britanie, după Brexit, toată lumea se întreba, nu cumva vor mai fi și alte țări care să-și dorească același lucru și să dezechilibreze Uniunea Europeană? Situația nu este ușoară. Într-adevăr, există, și am remarcat acum la Bruxelles, un oarecare optimism că lucrurile vor merge mai bine, dar nu este o situație facilă, pentru că ieșirea Marii Britanii din Europeană înseamnă, în primul rând, ceva extrem de important. Mai puțin bani la bugetul comun. Și asta
va avea inevitabil consecințe în ceea ce poate să facă Uniunea Europeană pentru fiecare dintre noi și, evident, destabilizează echilibrul puterilor la nivelul Parlamentului European, la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Consiliului Uniunii Europene sau Consiliului European și, în contextul ăsta, evident, apar noi negocieri, noi discuții și am văzut chiar zilele trecute că un număr de state care cotizează foarte mult la bugetul european au spus că nu vor și nu intenționează să contribuie mai mult la acest buget comun. Deci vor apărea din ce în ce mai multe, probabil, dispute, discuții, până când lucrurile se vor așeza, dar acest lucru poate reprezenta pentru România o oportunitate. România devine al 6-lea stat ca pondere la nivelul procesului decizional european, conform tratatului de la Lisabona, și în contextul ăsta ar trebui să fim mai prezenți. De aceea eu am făcut ceva, aș putea spune, inedit la început de mandat. În prima zi de mandat, pe lângă discuțiile cu colegii mei social-democrați, am trimis un mail, o scrisoare, aș putea spune, către toți colegii europarlamentari români, pentru a invita să lucrăm împreună. Pentru că avem nevoie să depășim diferențele noastre atunci când este vorba de lucruri importante pentru țară și pentru Uniunea Europeană, pentru că da, avem această șansă. Poate lucra împreună? Știu, aici vedem că nu prea se poate. Toți am spus atunci când am fost votați că suntem pro-europeni. Atunci haide să fim pro-europeni și să lucrăm împreună. S-a reușit în trecut, au fost cazuri, dar inclusiv eu am lucrat cu europarlamentari din alte grupuri politice și sper să o facem mai clar. Adică disputele locale, naționale, să nu le extrapolăm acolo și cred că sunt subiecte centrale precum bugetul european și nu numai, asupra cărora putem conveni direcții comune. Ne mutăm atenția către ceea ce se întâmplă pe scena politică din România. Ieri a avut loc un vot pe moțiunea de cenzură înaintată de Partidul Social Democrat cu sprijinul UDMR și am văzut că ulterior și cu sprijinul Pro-România, o surpriză. De unde au venit voturile? Pentru că făceam aseară un calcul colegii mei și PSD cu UDMR și cu Pro-România au împreună 256 de parlamentari. 6 am înțeles că au fost absenți ieri, deci moțiunea a trecut 261. De unde au venit cele 11 voturi? Au fost parlamentari PNL care au votat, USR care au votat demiterea propriului guvern? Au venit de peste tot. Și am spus-o și eu aseară, da, este o prima dată când o moțiune este sprijinită de aproape toate grupurile politice din Parlamentul României. Dovadă că ce am scris acolo era corect și mai ales că mesajul nostru a fost corect și eu cred că a fost un vot de blam la adresa la ceea ce s-a întâmplat o seară înainte, cu o noapte înainte, când guvernul a decis să adopte 25 de ordonanțe în regim de urgență, fără să comunice, fără transparență și toată lumea s-a blocat, pur și simplu. Eu cred că orice politician, da, normal la cap, sincer, trebuia să reacționeze votând această moțiune. Da, am avut voturi de la Independență, am avut voturi de la Forța Națională, am avut voturi de la Pro-România, am avut voturi și din zona PNL-USR? Și înțeleg că au fost și câteva voturi din acea zonă, din zona PNL. Probabil că erau și mai multe dacă timpul ne-ar fi permis, pentru că, da, cred că și dânșii au observat că această guvernare a Partidului Național Liberal, susținută de USR și de PMP, această guvernare a fost un eșec. Da, să privatizezi peste noapte sistemul public de sănătate, da, nu e un lucru care trebuie să-l faci sau care e normal a se întâmpla în această manieră. Și eu cred că lucrul acesta se vede mai departe. Astăzi avem o majoritate posibilă pentru a forma un nou guvern. De aceea este important ce se întâmplă la aceste negocieri și eu sper, sincer, ca președintele României să respecte prevederile constituționale și să accepte nominalizarea pe care noi am făcut-o, pentru că există o majoritate care să sprijine această nominalizare făcută ieri în persoana domnului Remus Picurie. Spuneam că de surpriza Victor Ponta, practic a fost surpriza zilei ieri când a anunțat că votează și chiar a votat Pro-România moțiunea de cenzură și a cântărit greu în decizie. L-am văzut pe Victor Ponta alături de Marcel Ciolacu la conferință, mini-conferința de presă de după moțiunea de cenzură. Ce să înțelegem din asta? În primul rând, logica noastră în prezent este să fim mai deschiși ca și partid. Adică mai deschiși către discuții cu celelalte formațiuni politice și am reușit ceva extrem de important cu această moțiune. Partidul Social Democrat a ieșit din izolare și asta e foarte important. A fost o moțiune PSD-UDMR susținută de foarte multe formațiuni politice și foarte mulți parlamentari. Și mesajul de ieri era că, într-adevăr, iată, și Pro-România se asociază demersurilor noastre și că împreună, pe zona de centru-stânga,
putem să construim o alternativă credibilă cu actualul Parlament și poate pe viitor. Și practic a fost un mesaj prin care am lăsat, da, ușa deschisă tuturor. Deci PSD n-a vrut să-și asume, noi nu vrem să-l asumăm singur acest demers, pentru că n-a fost despre noi. N-a fost o moțiune despre Partidul Social Democrat, a fost o moțiune despre modul în care democrația românească trebuie să funcționeze și modul în care trebuie să fie adoptate decizii în România, și prezidentul lui Victor Ponta are ca aport să demonstreze deschiderea noastră. Deci s-a împăcat PSD cu Victor Ponta. Eu cred că eu mi-amintesc că au fost cuvinte grele în trecut. Ba de la PSD către Victor Ponta, ba de la Victor Ponta către PSD. Da, au fost cuvinte dure și au fost și atacul la persoană, poate prea multe discuții despre persoană în loc să avem discuții despre ce gândim fiecare. Da, fiecare cu identitatea sa, fiecare cu direcția sa. Dar atât președintele Marcel Ciolacu, cât și eu, da, am susținut de mai multe ori public nevoia construcției unei alternative de centru-stânga, nu doar cu Pro-România, mai sunt și alte formațiuni, mai mici sau mai puțin sau mai mari, în funcție de contextul în care se află, de exemplu Demos și alte formațiuni politice de stânga care pot face parte din un astfel de bloc, o astfel de alternativă care la alegerile locale și parlamentare din acest an să obțină un scor bun, un scor care să ne permite nouă să ne continuăm proiectele la nivel local și parlamentar. Deci ne-am putea aștepta la o alianță PSD Pro-România pentru alegeri? Cred că este prea devreme să vorbim încă despre aceste lucruri, dar da, cred că sunt discuții cu foarte mulți în prezent pentru a gândi această alternativă. Pentru că e vorba de alianțe pe plan local, vorba de alianțe pe plan național și vedem ceva important. Pe măsură ce noi începem să discutăm și da, ne spunem gândurile într-o manieră transparentă și nu mai suntem aroganți, dar lumea vine către noi în timp ce PNL devine din ce în ce mai izolat. Poate este efectul accesului la putere, dar noi am învățat din greșelile noastre și nu vrem să mai comitem aceste greșeli pe viitor. S-a vorbit zilele acestea despre un posibil blat între Marcel Ciolacu, președintele PSD, și Ludovic Orban. Eu nu știu unde e blatul. Cred că Ludovic Orban își dorea să fie premier în continuare. Da, cum a apărut informația asta? De unde credeți că s-a lansat public o astfel de ipoteză? Nu fac astfel de anchete. Nu sunt inspector ca să fac anchete, dar... Dar oare vine de la PSD sau de la PNL? Nu pot să merg în această direcție așa, în a vedea cine, cum. Ce este important pentru noi este să transmitem mesajul nostru. Nu are cum să fie umblat atâta timp cât a dat jos guvernul Ludovic Orban, nu are cum să fie umblat atâta timp cât ei au adoptat 25 de ordonanțe de guvern, regim de urgență, la ședința anterioară moțiunii, nu are cum să fie umblat atâta timp când noi vrem să câștigăm alegerile și ei vor același lucru. Adică dar totuși, prin moțiunea de cenzură, prin faptul că a trecut moțiunea de cenzură și guvernul Ludovic Orban a fost demis, se deschide calea alegerilor anticipate, ceea ce își dorește, de fapt, Partidul Național Liberal și PSD nu își dorește. Ordonanța de urgență privind asumarea pe alegerea primarilor în două tururi a picat, pentru că a fost demis guvernul Orban, deci practic s-ar împăca și PSD și PNL. Da, eu asta cred ar că, fi blatul. Eu cred că nu ne este, și spun foarte clar, Partidului Social Democrat nu este teamă de alegeri. Nu i-a fost niciodată teamă de alegeri, ne-a fost teamă ca maniera de organizare a alegerilor sau procesul în sine să fie influențat de un actor sau altul. Da? Noi credem în aceasta, în respectarea regulilor democratice și principiilor de organizare a alegerilor. Probabil cei de la USR sunt mai speriați de alegeri, pentru că am văzut cum au găsit în sondaje, sau alte partide mai mici, care nu fac pragul conform sondajelor de opinie pe care le-am văzut. Dar noi suntem pregătiți pentru alegeri. Avem primarii pregătiți pentru alegeri locale. Dacă vom ajunge la alegeri anticipate, vom face tot posibilul și vom obține un scor foarte bun. Bun, dar cum are de gând PSD să evite alegerile anticipate? În primul rând a venit cu o propunere de premier. Da. Avem în spatele acestui premier sprijinul necesar, deci peste 233 de parlamentari sprijină acest demers, ceea ce e un lucru important pentru noi. Deci avem practic majoritate. Astăzi, la discuțiile cu președintele României, vom prezenta această opțiune, îl vom prezenta pe domnul Remus Pricopie. A fost deja mesajul public dat că există o majoritate în acest sens. Dacă se dorește mai mult, noi ne prezentăm cu mai mult. Adică dacă trebuie și listă de semnături, facem și listă de semnături, dar nu e vorba despre asta. Constituția este clară. Spune, președintele trebuie să consulte partidele politice,
dacă va constata existența unei majorități, trebuie să accepte această propunere și să meargă înainte. Din nefericire, da, nu remarcăm această disponibilitate în a respecta Constituția ad literam. Deci probabil există acest risc și sper să nu ajungem totuși la el, dar există acest risc să ajungem la un nou conflict de natură constituțională, un nou conflict juridic și evident vom apela la Curtea Constituțională și la celelalte instituții internaționale pentru a ne sprijini în a clarifica cum trebuie interpretată Constituția și ce ar trebui să facă președintele României în acest caz. Am văzut că a fost o premieră, Adrian Năstase a postat aseară, nu știu dacă ați văzut, pe blogul personal. Spunea că președintele Klaus Iohannis jignește Parlamentul prin afirmațiile sale și că, citez, soluția ar fi suspendarea președintelui. Nu, Partidul Social Democrat nu se gândește la suspendarea președintelui. Da, avem un președinte la al doilea mandat, deci va termina mandatul. Probabil că rolul lui în politică va fi din ce în ce mai scăzut pe măsură ce se apropie finalul mandatului, mai ales colegii lui o să fie primii probabil care îl vor abandona, cum s-a întâmplat și în cazul lui Traian Băsescu sau altor președinții în trecut, nu doar din țară, dar și din afară. Așa că pentru noi preocuparea este alta. Sunt alegeri locale și alegerile parlamentare. Președintele României trebuie să joace rolul de mediator, să iasă din acest joc politic. Asta sperăm în continuare, pentru că, iată, au trecut alegerile prezidențiale. Nu mai e vorba despre asta, nu mai e vorba despre cel care este președintele României, ci despre partidele și mai ales partidul care poate asigura stabilitatea României și care poate implementa politici publice pentru cetățeni. Bun, dar președintele aseară a avut o conferință de presă în care a criticat foarte dur Partidul Social Democrat în continuare și a susținut că își va menține această idee de a-l propune încă o dată pe Ludovic Orban. Ce face PSD în cazul ăsta? Chiar dacă aveți majoritate să susțineți un premier, ați luat în calcul varianta aceasta și ce scenariu v-ați pregătit? Partidul Social Democrat a spus foarte clar, nu va susține un guvern condus de Ludovic Orban. Deci vom vota împotrivă, așa ceea ce am înseamnă votat că se ajunge la alegeri anticipate. Vom vedea ce votează și ceilalți, dar în primul rând noi credem că această nominalizare nu ar fi legitimă. Adică nu poți să vii cu același premier tocmai demis, același guvern tocmai demis, deci nu e legitim și eu aș spune că nu este constituțional. De aceea vom ataca această decizie, dacă președintele va adopta această formulă în final, vom ataca la Curtea Constituțională și vom vedea care va fi decizia. Probabil vom apela, cum am spus, și la alte instituții internaționale pentru a ne permite nouă să interpretăm Constituția într-o manieră adecvată, conform principiilor democratice și normelor europene. Deci nu luați în calcul suspendarea președintelui? Nu este luat în calcul acest lucru și eu cred sincer că președintele este indus în eroare în a vedea în Partidul Social Democrat principalul inamic în contextul în care Partidul Social Democrat este cel care a făcut reforme importante și da, a adus creștere economică și alte chestiuni. Eu cred că președintele României în ultimii ani nu a fost mai atacat și mai criticat decât în ultimele 3 luni sub guvernarea PSD. Adică ministrul sănătății semnează contract cu o firmă privată, un contract de muncă. PNL, da. Sub guvernarea PNL semnează contract cu o companie, e criticat președintele României. Adoptă ordonanțe noaptea, e criticat președintele României. Deci crezi că e sabotat chiar de PNL? Eu cred că trebuie să se uite mai bine în stânga și în data sa, pentru că eu cred că acolo sunt problemele reale și dacă se gândește cu adevărat la România. Asta nu înseamnă că, da, PSD e perfect, eu nu am această idee, spunem că toți suntem perfecți. Nu, dar cred că dacă există un dialog civilizat, calm, instituțional, putem să identificăm manierele prin care putem forma o guvernare serioasă cu Partidul Social Democrat în prim plan și să mergem înainte în direcția utilă pentru România și, cum am spus de fiată, o direcție pro-europeană, pentru că asta e direcția de urmat pentru țara noastră. Dar există un premier PNL pe care Partidul Social Democrat l-ar susține în afară de Ludovic Orban? În primul rând, noi n-am făcut o propunere din Partidul Social Democrat. Da, domnul Remus Pricop este rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, a avut rezultate în această funcție, a fost premiat de președintele României. Adică a fost medaliat în recent, în contextul ăsta. Deci n-am ales pe cineva de la noi. Să vedem cu ce propunere ar veni PNL, dacă identifică un om de asemenea calibru, cu propunerea o bună PNL, reputație, am înțeles că va fi tot Ludovic Orban, că au anunțat astăzi că... Dar dacă ar fi fost altcineva, poate l-ar fi susținut... Evident, depinde cine. Depinde care era proiectul, care era programul, cum a asigurat stabilitatea pentru asigurarea
și organizarea alegerilor într-o manieră transparentă și democratică, de fapt despre asta este vorba. Adică această moțiune, cum am spus, nu a fost despre noi, a fost despre cum respectăm principiile democratice. Adică nu poți schimba legile în timpul jocului. Nu era vorba despre un tur sau două tururi. PNL sau mulți lideri PNL, de exemplu doamna vicepremier Turcan, a introdus acest sistem cu un tur. Deci nu noi l-am introdus, cei de la PSD. Deci noi suntem de acord și cu două tururi, dar nu poți să schimbi regulile în timpul jocului. Adică cu câteva luni înainte de alegerile locale tu schimbi. Nu se face lucrul ăsta. Nu o spunem noi, o spune Comisia de la Veneția. Nu o spunem noi, o spun experții europeni. Deci lucrurile sunt foarte clare. Despre asta este vorba. Adică dacă ai principii, rămâi consecvent. Și asta remarc de foarte multe ori în politica românească. Da, oamenii declară un lucru și pomul declară alt lucru. Nu mai faceți așa. Deci pun aici la emisiune, sper să uite. Fraților, respectați ce spuneți. Pentru că oamenii, da, vă prind, oamenii văd lucrurile astea. Dumneavoastră, da, jurnaliști o să fie primii. Dacă eu spun acum ceva și peste o lună revin la dumneavoastră și vă spun altceva, o să fiți prima care o să atragă atenția și îmi distrugeți imaginea, reputația și tot ceea ce încerc să clădesc ca un politic. Deci ei trebuie să rămână consecvenți și să respectăm principiile democratice. Spuneați mai devreme dumneavoastră despre colaborarea în Parlamentul European între parlamentarii români de la diferite grupuri. Se poate o colaborare de genul acesta și în România? Între partide politice? Că deocamdată vedem că nu se poate, dar... Da, din păcate nu cred că am ajuns la acel nivel de maturitate pentru a avea acest dialog vom civilizat. Ajunge? Nu știu, mi-e greu să cred, sincer, după ce am văzut ultimele lucruri. Chiar recent am fost la emisiune de televiziune și vorbeam despre aceste schimbări constituționale și, într-adevăr, discuția a devenit un pic mai activă, fiecare apărându-și punctele de vedere, dar după emisiune am deschis contul meu de Facebook. Și am primit tot felul de mesaje, amenințări. Ați primit amenințări cu moartea? Da, le vedeți mesajele, sunt publice, le-am publicat, da, respectând totuși legislația GDPR în materie, adică am ascuns numele celor care mi-au trimis mesajele. Dar, da, nu era vorba despre mine. Dincolo de amenințările la adresa mea, erau amenințări la adresa familiei mele. Chestiuni grosolane. Acum, poate sunt oameni care au fost puși să scrie. Chiar mă gândeam la un moment dat că poate sunt niște copii care lucrează pentru o firmă de comunicare și ei au transmis mesajele astea crezând că vor fi protejați și nimeni nu le-a spus care sunt regulile. S-a mers prea departe. Adică chiar prea departe. Adică eu, primul reflex a fost să mă gândesc la acel parlamentar britanic, Jo Cox, care a fost asasinată pentru ideile sale pro-europene. Adică nu e normal. Și noi trebuie să punem un stop. Da? Trebuie să transmitem acest mesaj. Avem dispute politice, avem discuții, dar există o limită în toate și mai ales limita cu amenințarea la moarte e clar o limită. Păi și care n-ați făcut ceva? Am depus o plângere în acest sens, da, se pare că... Dar au continuat sau a fost un val atunci? S-au mai întâmplat și în trecut, dar acum a fost prea direct și a fost la adresa familiei și mai mult decât am vrut să transmit și un mesaj. Era chiar săptămâna anti-bullying-ului în școli și am vrut să arăt că, ok, nu ne lăsăm apăsați, presați și nimeni nu ne poate împinge să nu ne păstrăm convingerile. A fost un mesaj și pentru tineri. Chiar în această săptămână discutam cu tineri despre ce fac ei în acest sens și am vrut să le transmit acest mesaj. Atunci când sunt amenințați, când sunt agresați, trebuie să reacționeze. Trebuie să spună celorlalți și trebuie să depună plângere, pentru că doar așa putem readuce lucrurile într-o manieră normală. Deci ați depus o plângere? Da, am depus o plângere și, cum a spus, fac referire la toate aceste chestiuni. Eu cred că dacă toți vrem să clădim o Românie normală, atunci haideți să clădim o Românie normală și să nu mai punem, poate, niște copii să trimite niște amenințări de genul acesta. Dar ați verificat acele conturi? Erau niște conturi reale? Erau și reale, din păcate. Deci ați identificat persoanele? Am identificat și persoanele, bine, acum instituțiile care se ocupă de așa ceva. Aparțin grup politic? E clar că și asumaseră viziunea politică, da? Că aveau o altă viziune politică decât a mea. Mai cum ar fi? Erau de la PNL, de la USR. Înțelegeți și dumneavoastră foarte bine. Eu cred că nu este normal să se întâmple lucrul ăsta. Dacă sunt colegi din Partidul Social Democrat care ar face lucrul acesta, să știți că la fel aș reacționa. Pentru că trebuie să ne calmăm. Da, eu nu sunt un politician care pot fi amenințat sau pot fi speriat. Dar poate mai sunt. Cum spuneam noi la un moment dat într-o emisiune. Cum îi convinge pe tineri să intre în politică? Păi așa îi convinge pe tineri să intre în politică? Așa convinge oameni noi să intre în politică? Amenințând lumea? Așa îi convinge să fugă. Da, eu nu vreau lucrul ăsta. Vreau să fie cât mai mulți oameni în politică.
Da, pe final aș vrea să discutăm puțin și despre Congresul Partidului Social Democrat, că mai avem 5 minute. Și spuneți-ne o dată, s-a stabilit o dată când va avea loc acest congres? Nu s-a stabilit la sfârșitul lunii, am înțeles, sau la începutul lui martie? Da, scopul nostru a fost să organizăm acest congres până la finalul lunii februarie. Dar scopul nu este să organizăm un congres de dragul de a-l organiza. Evident, contextul politic actual nu ne-a permis să ne concentrăm pe aceste lucruri. Ne-a concentrat mai degrabă pe agenda politică și să facem tot posibilul ca Partidul Social Democrat să revină în opțiunile românilor. Deci nu aveți o dată. Nu avem o dată, avem însă două lucruri la care lucrăm în prezent și fac parte din ambele comisii. Lucrăm la un nou proiect politic pentru Partidul Social Democrat, evident proiect politic care este discutat cu președintele Marcel Ciolacu și care vrem să reașeze puțin viziunea Partidului Social Democrat în direcțiile imboate pentru noi, să redevină un partid de stânga și un partid pro-european. Și a doua componentă de asemenea esențială, lucrăm în a modifica statutul partidului pentru a corespunde acestor așteptări, inclusiv această idee care e de inspirație europeană de a candida pe moțiune, adică cei care se prezintă la alegeri, la legile interne, să vină cu o viziune politică. Adică să spună, să aibă un program. Ce vor să facă, da? Adică nu votăm persoane, ci votăm programul, nu votăm relațiile personale, ci votăm viziunea pentru partid, care se confirmă sau nu în funcție de performanțele celor care sunt aleși. Îl susțineți pe Marcel Ciolacu la Congres pentru funcția de președinte al partidului? În momentul de față, nimeni nu și-a anunțat intenția de a candida. Dar astăzi, ca președinte interimar, Marcel Ciolacu, împreună cu secretarul general Paul Stănescu, au demonstrat că sunt capabili să conducă acest partid și reușita cu moțiunea de cenzură este dovada vie a faptului că există o direcție și că există o bună organizare în ceea ce înseamnă Partidul Social Democrat. Ar trebui să fie mai mulți candidați pentru să fie o competiție oarecum pentru funcția de președinte al PSD? Este liber la candidaturi, oricine se poate prezenta. Am văzut că nu prea se înghesuie lumea. Momentan, da, nu există niciun candidat, de fapt, pentru că nimeni nu și-a exprimat această intenție, pentru că toată lumea a înțeles că mai important decât să avem dispute în interiorul partidului, este mai important să ne concentrăm pe agenda politică. Moțiunea a trecut și, iată, am reușit să ținem partidul unit. Ceea ce unii spuneau că nu ar fi fost posibil acum câteva luni, iată, astăzi este posibil și asta este cel mai important lucru pentru noi în prezent. Domnule Victor Negrescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm ca de fiecare dată, cu drag. Mulțumim!